cred că n-ați uitat. Suntem la mijlocul Evangheliei după Marcu, într-o perioadă nu departe de iminenta răstignire a Mântuitorului, când popularitatea lui Iisus era susținută de manifestarea puterii sale, dar însoțită și de ostilitatea în creștere a liderilor religioși. În partea a doua a capitolului 8, Petru face cea mai măreață afirmație care a ieșit vreodată de pe buzele lui: Tu ești Hristosul, Mesia, urmată însă vai imediat de cea mai nechipzuită. După recunoașterea divinității și mesianității sale, Iisus i-a laudat pe Petru și pe ucenici pentru că ajunseseră să creadă acest mare adevăr despre Domnul. Și îndeamnă să aibă răbdare ca Evanghelia să scrie toată istoria înainte ca ei să o proclame. Între timp trebuie să aibă loc răstignirea, crucea, le-a spus el. Se apropie clipele pătimirii mele, după care va trebui să mor, dar după 3 zile voi învia. Până atunci, cel puțin aici în Marcu, ucenicii nu mai auziseră despre cruce și s-au dovedit a fi nepregătiți pentru asemenea vești. Tot Petru își ia inima în dinți și protestează: Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple asta, Doamne! De asta dată, astea au fost cele mai groaznice cuvinte pe care le-a spus Petru vreodată. Doar că Iisus știa de unde veneau aceste vorbe, de la vrășmașul sufletelor noastre. De aceea Domnul l-a mustrat pe Petru, adresându-se de fapt lui Satan, căruia îi poruncește: Înapoi a mea, Satan! Vrășmașul dorește întotdeauna să zădărnicească planul lui Dumnezeu. Ori, moartea lui Iisus și apoi învierea lui constituiau punctele culminante ale voii mântuitoare a lui Dumnezeu. Învățătorul le spune apoi ucenicilor săi cum arată viața unui discipol autentic, un om care se leapădă de sine, își ia crucea zilnic și îl urmează pe Iisus. Și nu face asta ca să fie mântuit, ci pentru că a fost mântuit. Câteva zile mai apoi, Iisus i-a luat pe Petru, Iacov și Ioan și a urcat pe munte să se roage. Și în vreme ce ucenicii moțăiau, Domnul, rămas singur în rugăciune, s-a schimbat la față și a devenit strălucitor. Era imaginea Hristosului proslăvit așa cum va reveni odată pe pământ. Și așa cum vor fi și răscumpărații săi, când vom fi ca el și cu el, cum scrie și în 1 Ioan capitolul 3, versetul 2. La un moment dat, Ilie și Moise au apărut alături de Iisus. Ilie ca reprezentant al prorocilor, iar Moise ca reprezentant al legii. Și astfel, întreaga scriptură îl atestă pe Iisus ca fiind Mesia. Și cum stăteau ei așa, Iisus, Moise, Ilie și cei 3 ucenici privindu-i uimiți, un nor i-a acoperit și au auzit o voce ca un tunet: Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Iar câteva momente mai târziu, ucenicii nu l-au mai zărit decât pe Iisus. Iar Domnul le-a spus să nu spună nimănui nimic despre ce văzuseră și auziseră, decât după ce El va fi înviat din morți. Apoi și-au continuat drumul spre Ierusalim, Iisus dându-le informații și învățături în legătură cu evenimentele viitoare, iar ei ciondănindu-se între ei care să fie cel mai mare în împărăția ce urma să vină. Noi vom continua data